Sparta Steaua. Roșii albaștri vor disputa sâmbătă în direct pe Steaua TV de la ora 11 primul amical al verii împotriva echipei de Liga 2 Metalo Globus București. Prilej pentru toată suflarea roșie albastră de a vedea la lucru pe toți jucătorii transferați de Daniel Oprița în această vară. Atacantul Bogdan Chipirliu și George Călințaru se antrenează deja cu noi cu echipieri în Ghencea, iar Dean Beța a fost învoit câteva zile de Daniel Oprița după ce a evoluat în barajul de promovare pentru Liga 1 cu CS Mioveni. Toți trei au reușit să promoveze cu Juventus București pe prima scenă a fotbalului românesc în urmă cu 3 sezoane. La fel cum s-a întâmplat și cu alți fotbaliști din lotul actual al Stelei. Am făcut-o pur și simplu pentru echipă, pentru colegii care i-am avut, pe care i-am avut și la Juventus, pentru atmosfera de aici și sunt fericit că sunt aici. Ce înseamnă să fii antrenat din nou de Daniel Oprița, cu care ai reușit o promovare în Liga 1? Practic, da, s-am venit, pentru că mă cunoșteam cu dânsul și sunt foarte fericit că sunt aici. George Călințaru este un fotbalist care poate evolua pe mai multe posturi, atât în banda dreaptă, cât și în stânga. Unde te va folosi Daniel Oprița? Păi nici nu știu ce mai joc, cred că de 2 ani de zile nu știu ce mai joc, că joc și stânga și dreapta și nu mai știu. Poate la început știam ce joc, acum nu mai știu, pur și simplu. Fără de portar e vreun post pe care nu l-ai jucat în cariera ta? Da, fundaș central. Forța Steaua!